Salut tuturor, domnul Sfânt Rareș și bine m-am găsit la un nou episod din În Bucătărie cu Rareș, aici împreună cu Julian. Așa, bun, deci în această seară o să facem o pizza, pentru că sunt singur acasă și mi-e foame și... Mi-e foame. Deci, haideți să începem. Bun, pentru această chestie, pentru pizza, vă trebuie un aluat normal de pizza. Poftim aici, nu știu de unde, cred că e din... Lidl, știam. E din Lidl. Un ardei, cașcaval, șuncă, salam, salam uscat, mozzarella de pizza, ideală pentru pizza, paste de tomate, porumb, ceapă. Astea ce căpuci. Și mă simt bine. Bun, pentru început o să trească să tăiați mozzarella, care... Mamă! Bun, trebuie să puneți aici, să răzuim mozzarella. Ok, fraților. Hai să luăm un cuțit. Luați-vă un cuțit. Așa. Și tăiați acum ardeiul care se taie, vă zic eu cum. Tăiați așa. Scoateți chestia asta dinăuntru, adică nu știu. Bun. Tăiem pe jumătate. Așa. Și acum tăiem felii subțiri. Ia să... Crunchy. Ok, fraților, acum tăiem această ceapă pe jumate. Frumos. O cruțăm. Și o tăiem julien, da? Deci... Ce ai, mă? Așa se numește. Mă, mulțumesc. Asistenta. Asistenta mea mi-a adus o ceapă. Urâtă. Îmi sună telefonul. Este chiar asistentul meu, domnul Mihăiță. Alo, da. Alo, da, da, spuneți. Am zis că te iubesc, ne-ai auzit? Am zis că te iubesc. Adică și tu. A, așa, da. Bun, acum tăiem măslinile. Deci, după ce ați mai mâncat din ingrediente pe aici, începeți să tăiați șunca. Ok. Se taie cubulețe, pentru că nimeni nu vrea o șuncă mare, da, cum au unii de aici. Luați salamul. Nu îndreptați cuțitul spre dumneavoastră, adică nu trebuie. Tăiesc capul. Pieriță, mă. Tare, pieriță. Bun. Ce salam frumos. Dacă nu vă place lumina, donați-mi să-mi iau lumină. Acum, haideți să punem, să încercăm să punem aluatul. Păi nu e bine așa. Nu e, nu? Trebuia să... Punem așa. Stau așa, taim cu forfecuța. Bun, fraților. Deci luăm aici pasata de pomodoro, care este pastă de roșii, dacă nu știați. Așa, bun, acum punem pe. Nu știu cât de mult. Nu se lasă așa. Și întindem cu lingura. Da, bun, deci am pregătit aici cașcavalul, șunca, salamul, opa, plus bucățele de-astea din salam de la, așa, porumb, măsline, ceapă, ardei. Luăm cașcavalul, punem destul să avem aici, să fie cașcaval cât să avem pentru toți copiii din Africa. Bun, acum luăm șunca. Cât o pun? Mamă, dar chiar arată bine, uite și părăză. Ce-am zis? Ok, punem ardei. Dă-l cu.
ia Alexia. Punem pizza în cuptor. Uitați cât de bine arată, vă rog frumos. Punem aici. Ok, bun. O punem la 200 de grade pentru nu știu câte minute, adică o să vedem când se face și vă zic și minutul. Facem a doua pizza pentru că nouă ne e foame și trebuie. Prietenașii mei scumpi și dragi, între care pizza s-a făcut o o delicatesă, o pasta. Mama mia. Acum băgăm pizza aceasta. Poftim din nou. Haide mă, intră! Vino cu când te văd. Nu mă interesează. Te faci mihăită. Hai mă, nu. Perfect. N-am văzut nimic. Că nu poți să faci cu asta, cu asta ta nu faci și am susțină. Pune-o de aia. Închide, închide filmarea. Nu cred că e bine cu cărnații acolo. Așa? Pe aia de așa. Medi? Te mănâncă de asta, nu am capiță. Bun, fraților, după câte se poate vedea aici și acolo, pizza a fost foarte bună. Vă recomand să faceți și să-mi dați mesaj pe Insta cum o faceți, sau poză. Și da, cam atât a fost cu acest video. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Ce vezi, mă?